Să vorbim până una alta cu doamna doctor. Ce faceți, doamna doctor? Mulțumesc, mă simt foarte bine la dumneavoastră și îmi face plăcere să ne revedem. Vreau să vă spun că și telespectatorilor le-a plăcut foarte mult compania dumneavoastră de săptămâna trecută. Astăzi spuneam că vorbim despre... Vitrectomie. Vitrectomie. Nu o să țin minte, recunosc cinstit. Eu... Este și un termen un pic mai elaborat, adică dacă vorbim despre o dioptrie, dacă vorbim despre o cataractă am mai auzit, dacă vorbim despre o conjunctivită am trăit pe pielea mea. Dar vitrectomia asta deja este un pic mai complicată pentru mine. Eu o să încerc să explic. Va trebui din nou să facem apel la imaginație. Da? În spatele cristalinului există o structură care are consistența și transparența albușului de ou, numit corpul vitros. Mai profund de acesta se află retina, vasele de sânge și nervul optic, ceea ce numim fundul de ochi. Cu alte cuvinte, atunci când dorim să operăm afecțiunea ale retinei, să avem acces la acest loc, noi trebuie să îndepărtăm corpul vitros, deci să facem vitrectomie, și alte ori, atunci când cristalinul nu mai este atât de transparent, să facem operații mai complexe, respectiv să îndepărtăm și cristalinul, deci să facem operație de cataractă plus vitrectomie posterioară. Ok, am înțeles. E o chestiune mai în spate, mai spre creier, ca să zic exact. Așa. Adică nu e chiar la suprafață, nu este vizibil cu ochiul liber. Nu, doar cu microscoapele de mare performanță. Ok. Vitrectomia, până la urmă, este o intervenție, nu? Da, este un termen generic cu care numim intervențiile de pol posterior. Deci cu care, prin această metodă, operăm afecțiunile vitreoretiniene severe sau afecțiunile vitreoretiniene ajunse în stadiu de complicații. Ca să dau un exemplu, dezlipirea de retină, retinopatia diabetică... Da, dezlipirea asta de retină, până la urmă, de la ce se face? Sunt multiple cauze. În primul rând aș dori să spun că retina este prelungirea în ochi a creierului. Cu alte cuvinte, operațiile care se desfășoară la acest nivel sunt similare celor din domeniul neurochirurgical. Dezlipirea de retină poate apărea în urma unor traumatisme, poate apărea datorită unor leziuni retiniene periferice care predispun la această afecțiune, și atunci sfatul nostru este pentru toți pacienții care au afecțiuni oftalmologice, este să-și facă controlul oftalmologic o dată de două ori pe an, iar atunci când este nevoie de o intervenție chirurgicală, să nu amâne la nesfârșit. La nesfârșit, adică azi n-am bani, mâine n-am bani. Exact. Pentru că până la urmă există și alt tip de resurse, trebuie doar să știi să te interesezi acolo unde trebuie, pentru că o parte dintre operații sunt suportate și de Casa de Sănătate. Exact. Europa Hospital are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și atunci sumele pe care pacienții trebuie să le plătească sunt pentru o operație de cataractă 1200 de lei. Să nu, că până la urmă fiecare poate să sune și să, exact, să afle cât costă, că e mai complicat, știți cum e, toată lumea o să întrebe cât costă aia, cât costă aia, da. E foarte simplu și până la urmă trebuie să vadă medicul exact ce vă trebuie, nu trebuie să ne punem diagnostice noi. Ok, vreau să vă întreb așa, operația este dificilă? E de lungă durată, da, că săptămâna trecută vorbeam despre cataractă și am aflat că după câteva minute te poți retrage. De data aceasta vorbim de intervenții chirurgicale de mare amploare, foarte complexe și, așa cum v-am spus, care seamănă cu intervențiile neurochirurgicale. Și recuperarea vizuală în acest caz se face mai lent. Iar un factor foarte important, pe lângă dotările extraordinare de care ai nevoie și pe lângă abilitățile chirurgului care execută această intervenție, un rol foarte important îl are și factorul timp. O să vă exemplific tot prin dezlipirea de retină. Aceasta este o operație care ar trebui să se facă în primele săptămâni de la momentul producerii. Dacă însă pacientul vine la medicul oftalmolog după 6 luni, un an, de exemplu, atunci se pune sub semnul întrebării recuperarea vizuală. De ce? Pentru că
retina, ca orice țesut nervos, are o capacitate limitată de recuperare. Deci în timp devine, își pierde din elasticitate, devine fibroasă, iar celulele fotoreceptoare cu care vedem își pierd din funcție. Cu alte cuvinte, după o intervenție atât de laborioasă, când ne așteptăm ca rezultatele să fie spectaculoase, putem avea surpriza unui succes anatomic, deci să reușim să aplicăm retina la momentul oportun, dar să nu îl avem și pe cel funcțional. Cu alte cuvinte, recuperarea vizuală să se facă foarte puțin sau să nu se facă deloc. Adică, dacă vorbeam săptămâna trecută despre cataractă și spuneam că rezultatele sunt spectaculoase în cazul cataractei, nu mai vorbim de același lucru, adică riscurile sunt foarte mari. Probabil că medicii se gândesc de mai multe ori în momentul în care se apucă de o astfel de operație. Bineînțeles. Și încă o dată spun, pe lângă abilitățile chirurgului, pe lângă perseverența de care trebuie să dea dovadă, pentru că operațiile sunt laborioase și de lungă durată, una, două, chiar trei ore, poate și mai mult, este nevoie de o aparatură de înaltă performanță. Și eu trebuie să vă spun că mă mândresc cu faptul că în Europa Eye Hospital există astfel de aparatură ultra-performantă care ne ușurează extraordinar de mult munca și ne creează un confort intraoperator de care avem nevoie. De altfel, prin spitalul la care și tu lucrezi, noi putem să le răspundem într-un fel sau altul telespectatorilor. Sigur. La întrebările pe care ei le au. Au venit întrebări ca și data trecută. Eu mi-aș fi dorit să vorbim în mod deosebit despre vitrectomie, dar știi cum e, fiecare problemă a unui om este problema lui cea mai importantă și mai importantă. Da. Poate că înainte de a răspunde la orice întrebare, ar trebui să le spunem telespectatorilor că e foarte complicat ca un medic să dea un pronostic, să pună un diagnostic prin telefon. Știți cum e? Un medic, dacă cineva are febră, poate să-i spună să ia un piramidon, că nu se mai fabrică și pot să spun. Dar mai mult de atât o să-i spună, îmbracă-te și du-te să te vadă un medic. Bineînțeles, noi avem mai ales la ochi. Da, noi avem o vorbă. Un medic care se respectă nu dă consultații prin telefon. Deci este absolut nevoie de o consultație, pentru că poți să ai surprize nenumărate. Pentru că trebuie spus că simptomele mele, să spunem, pentru o boală, nu s-ar putea potrivi cu simptomele pe care cineva le dezvoltă pentru aceeași boală. Bineînțeles, noi ca ființe suntem unicate. Și asta ar trebui să fie lucrul de la care fiecare dintre noi să pornească. După pauza de publicitate, încercăm să răspundem la unele dintre întrebările pe care voi le-ați formulat cu ajutorul doamnei doctor. Ne-am reîntors în direct aici la Draga mea prietenă și stăm de vorbă în continuare cu doamna doctor Carmen Toma și vorbeam astăzi despre vitrectomie. Eu mă uit acolo, trag puțin cu ochiul pentru că n-aș vrea să greșesc termenul ăsta. L-am pronunțat de nenumărate ori în dimineața asta, dar tot parcă mi se împleticește limba. Până la urmă, vitrectomia este o intervenție chirurgicală. Pentru ce ne operăm de această vitrectomie? Așa cum am anticipat deja, beneficiază de vitrectomie afecțiunile vitreoretiniene, deci cele care afectează fundul de ochi foarte sever și cele ajunse în stadiu de complicații. Și dacă îmi permiteți, o să exemplific cu dezlipirea de retină, retinopatia diabetică proliferativă și complicată, hemoragiile vitreene severe, corpii străini intraoculari, membranele epiretiniene, gaura maculară și altele. Bine, pentru mine sunt niște necunoscute toate acestea și Doamne ajută să rămână niște necunoscute, pentru că până la urmă, știți cum e, nimic nu e mai de preț decât lumina ochilor tăi. Da. Și ne-am dorit cu toții să nu avem astfel de probleme, dar pot interveni probleme în viața unui om. Eu, de exemplu, am trăit o experiență, de fapt de două ori am trăit această experiență nefericită, când am avut o conjunctivită îngrozitoare. Am mai vorbit și în particular despre asta, dar nu asta era cel mai important, ci faptul că m-am dus în prima fază la spitalul de ochi, cum se spune, la camera de gardă. Nu acolo te duci când nu știi ce să faci în prima fază, mai ales că era și noapte.
Și am văzut niște cazuri îngrozitoare de oameni cărora le sărise șpan în ochi și care evident că rămân cu sechele după toate acele probleme. Și nu numai, adică chiar trebuie să avem grijă. Știți că se spune că copiii când sunt foarte mici să ai grijă, să nu se dea cu capul, să nu se... Dar și ochii trebuie protejați în același... Absolut. Și există o gamă întreagă din nefericire de afecțiuni care pot duce la scăderea vederii și uneori la o scădere irreversibilă. Din această paletă fac parte și afecțiunile vitreoretiniene. Deci, încă o dată spun, ca pacienții care se știu cu astfel de afecțiuni să nu întârzie să își facă controalele periodice și dacă se impune intervenția chirurgicală să nu amâne. Da, ok. Să zicem că gata, m-am hotărât, îmi fac operația, știu că trebuie și merg mai departe, asta este. După operație, că înțeleg că la cataractă, văzut, plăcut, te duci acasă, vezi, nu e niciun fel de problemă. Recuperarea, înțeleg că e mai complicată aici. Da, este mai complicată, iar restricțiile postoperatorii sunt ceva mai complexe decât în cazul operației de cataractă. Spre exemplu, pe lângă igiena locală riguroasă și evitarea traumatismelor, lucruri absolut de bun simț în orice intervenție chirurgicală oculară, se impune o reducere către minima efortului fizic, de asemenea se impune uneori păstrarea unei anumite poziții a capului și a corpului. Ca să mă explic, îi sfătuim pacienții să stea cu fața în sus, cu fața în jos, pe o parte, pentru o anumită intervale de timp. Pentru o anumită perioadă de timp. Iar în cazul în care se introduc gaze în ochi, atunci este absolut interzis circularea cu avionul și de asemenea sunt interzise excursiile montane la mari altitudini. Explicația este că aceste gaze intraoculare la variațiile presiunii atmosferice își pot mări volumul de 2-3 ori și pot duce la creșterea presiunii intraoculare. Da, asta este o chestiune pe termen scurt, bănuiesc. Pe termen scurt, câteva săptămâni. Oamenii nu trebuie să se gândească, gata, m-am operat, nu mai ies din casă. Nu, pe termen scurt, câteva săptămâni, 2, 3, 4, 5, maxim 6 săptămâni. Una dintre întrebările, și o tot caut pe internet, nu o mai găsesc acum. Cred că asta este. O doamnă, și de fapt asta aș vrea să înțeleagă telespectatorii, dacă ochiul înseamnă doar partea asta din interior sau dacă înseamnă tot, cu sprâncene și partea înseamnă de și sprâncene ciarcăne, și partea de ciarcăne. Ce... Este un domeniu la graniță între chirurgia oftalmologică, oculopalpebrală și chirurgia estetică. Pentru că aveam o telespectatoare și asta tot încercam să găsesc, care spunea că de ceva vreme, de vreo 6 ani, are pungi sub ochi. A fost la un control oftalmologic, nu are probleme, dar ce să facă? Ține de oftalmologie? Are alte probleme? Cred că o evaluare sistemică nu i-ar strica, o evaluare a funcției renale de asemenea nu i-ar strica și cine știe, poate și anii și-au lăsat amprenta pe fața noastră. Ca, știți cum e, acum când aveam noi 20 de ani eram altfel, acum exact. Lucrurile nu mai stau chiar la fel, munca, stresul, supărările, exact. Momentele de fericire, de ce nu, și-au pus amprenta asupra felului nostru de a fi. Numai un pic, că tot încerc să găsesc un... Nu le găsesc, măi, Andreea, dacă tu poți să-ți închipui, că eu cred că am nevoie de ochelari. Ci că ia să mă duc eu să-mi fac un control, că eu cred că am nevoie de ochelari. Nu știu de ce. Poate vin și eu la dumneavoastră acolo, la clinică. Să vedem. Așa, cică Alina Momoiu. Aș vrea să știu dacă în urma nașterii se poate întâmpla să ți se dezlipească retina și dacă vasele de sânge sparte din albul ochilor au vreo legătură. Da. Efortul nașterii, deci efortul nașterii pe cale naturală, poate duce la dezlipire de retină. De aceea sunt foarte mulți medici ginecologi care trimit pacientele la medicii oftalmologi pentru un consult oftalmologic detaliat și în special pentru examinarea fundului de ochi cu lentile speciale pentru a detecta acele leziuni din periferie care pot predispune sau care duc la dezlipirea de retină în timpul nașterii.
Uite, altcineva spune, bună ziua, și soțul meu a fost operat la ochi, a avut un șpan, exact ce spuneam mai devreme, că sunt accidente de muncă. Acum 3 ani s-a întâmplat asta și acum îi se înroșește mereu ochiul când face efort sau de la frig. Da, probabil că a rămas cu o sensibilitate, acolo s-a produs o cicatrizare a țesutului și... Cică să facem o emisiune legată de glaucom. Ce e la glaucom? Glaucom, tocmai aminteam la un moment dat despre gazele intraoculare care pot crește presiunea intraoculară. Glaucomul face parte din afecțiunile cronice oculare care distrug nervul optic în timp. O ultimă întrebare, asta... Pentru că spuneam noi mai devreme, orice medic ar trebui să recomande unui pacient, chiar și la telefon, să meargă să-l vadă un doctor înainte să ia orice fel de medicament. Dar, întrebarea mea, se spune că ochii sunt oglinda sufletului, dar în același timp ar putea fi și oglinda unui trup. Sunt foarte multe afecțiuni care se pot vedea inclusiv la ochi, nu? Uite, vorbim de hepatită, se spune că ți se îngălbenesc... Sigur că da. Sunt o serie de afecțiuni care își lasă amprenta și la nivel ocular, bineînțeles, printr-un examen biomicroscopic și un examen oftalmologic detaliat, noi putem să trimitem pacienții... La o altă specialitate, către o altă specialitate. Da. Ok, eu vreau să-ți mulțumesc mult de tot, te aștept și altă dată. Mulțumesc și eu.